ediție este organizat de Asociația Liga Valorilor, în colaborare cu Organizația Femeilor Social-Democrate și cu Liga Studenților Baia Mare. Juriul, nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare, îi cunoașteți, va analiza preparatele pe care dumneavoastră le-ați adus. Cum se va desfășura concursul? Pe rând, începând cu numărul 1, fiecare participantă va fi rugată să-și ia produsul de patiserie în mână, să treacă în fața juriului, să încerce să stea puțin lateral ca să ne și vedem și îl va prezenta ca și aspect, după care juriul va adresa câteva întrebări participantelor. Am sunat pe doamna Cărămșoan, președinta juriului, să vă explice exact modalitatea prin care se va evalua formalitatea. Da. Bună ziua, bun venit în primul rând doamnelor, domnișoarelor și domnilor din presa locală. Bun venit celorlalți colegi care sunt alături de noi în această zi dulce și chiar foarte dulce. Ne bucurăm la sediul nostru să avem parte de așa multe prăjituri, parcă niciodată n-am avut atâtea prăjituri de așa mare ținută estetică și de așa mare calitate ca și azi. Dar poate nimic nu este întâmplător. Mâine este ziua noastră a doamnelor și prin ceea ce vom discuta noi acum dorim să le apreciem în mod deosebit în acest domeniu patiserie. Desigur, am stabilit câteva criterii care nu sunt foarte subiective, gândind că sunt destul de obiective, având multe dintre noi experiență în procesarea și obținerea produselor de patiserie. 10 puncte dăm pentru criteriul estetic. 20 de puncte dăm pentru originalitatea produsului care ne va fi prezentat. 10 puncte dăm pentru costul în producerea tortului sau a prăjiturilor pe care le vedem pe tăp, 10 puncte pentru timpul de realizare, 30 de puncte pentru ingrediente. Vrem să știm cotă parte din ceea ce este acolo pe tavă, cât la sută ar fi produsele naturale, câte arome, câți coloranți, câți îndulcitori și așa mai departe. Cei de specialitate știm despre ce este vorba. Apoi 10 puncte pentru termen de valabilitate și în sfârșit modul de prezentare va fi apreciat tot cu 10 puncte. În total vom avea 100 de puncte pentru fiecare candidat, să spunem așa, sau candidată de fapt. Fiecare dintre noi va aprecia fiecare criteriu în funcție de personalitate, de modul de percepție și de rigoare și de exigență. Media pentru fiecare agent economic o vom stabili împreună și va reprezenta nota finală. Este un robot de bucătărie, iar primul al treilea un voucher la un salon de frumusețe, la salonul Kit, mai de fapt, reprezentant doamna Cristina Ciobăniță, aici de față. Mult succes și prima concurentă, o rugăm să vină lângă juriu și să... Un tort de ananas prezentat de Cinti Alexandra. Vorbiți, vă rog, mai tare, că nu auzim. Mă numesc Cinti Alexandra. Da. Am făcut un tort din ananas, blaturi din ouă și cacao, zahăr vanilat, zahăr, primul blat, după care vine primul strat de cremă. Crema e făcută de budincă, din unt și din zahăr. E făcută pe abur, pe ragaz. După care vine următorul strat de blat și vine următoarea cremă, care e făcută din albășul de om, cocos și unt. Între platuri se pune ananas și se sirpează cu geama de ananas de lângă pot și după care se urnează cu fructe și frișcă. Să mai luăm o imagine. Da, s-a urnat foarte frumos. Cam cât durează prepararea acestui tort? Durează un tort, jumate, două. Da? Ați mai preparat și altă dată acest tort? Am făcut alte tipuri de tort. Mai multe fructe și îmi place foarte mult. Da, ce credeți? Cu tortul acesta aveți șansă să câștigați concursul? Primăvara dulce? E foarte gustos. Da? Da. Să luăm încă un cadru. Da.
Arată apetisant. Da, și foarte bun. Da. Dar păcat că nu putem gusta prin intermediul imaginilor sau mirosi. Se simte un miros excelent. Blaturile sunt înțelepate cu din compot amalgama de la ananas. Prima cremă este din budincă, din unt, din zahăr, sunt făcute pe abur, pe aragaz. A doua cremă e făcută din cocos, din albușurile de la ou și din zahăr. Între blaturi am pus ananas și deasupra am urmat cu frișcă și cu fructe. Sucul de ananas este din conservă? Da. Și știți aproximativ dacă are îndulcitor sau nu? Are. Știți dacă are conservant sau nu? Ei, cred că are, da. Da. Mulțumim! Dacă aveți întrebări? Cu zahărul folosit, cu zahăr alb sau zahăr dur? Cu zahăr alb. Cu zahăr alb. Mă numesc Susana și am făcut două de ciocolată, se mai numește și Victoria. Am folosit 5 ouă, 5 linguri de făină, 5 linguri de zahăr, 250 de grame ciocolată menaj, 100 de grame margarină, 100 de grame zahăr pudră, jumătate de litru de frișcă și bucăți de vișine. Și despre modul de preparare, ce ne puteți spune? Prima dată am amestecat albușurile cu zahăr. Pe urmă am amestecat albușurile cu emoții. Da. Gălbenușurile cu bicarbonatul stins cu lămâie și am adăugat făină, cacao și le-am băgat la cacao. În prima dată când ați preparat astfel de prăjitură? Da. Crema am făcut-o cu 250 de grame ciocolată menaj, cu 100 de grame margarină. Am topit-o pe abur cu o linguriță nesc. După ce s-a topit, am amestecat cu 5 gălbenușuri și 100 de grame zahăr pudră. Deci, avem aici tort de ciocolată preparat de Roxana. Da. Pare delicios. Nu știu cum ai spus. O prăjitură cu măr prezentată de Simon Mădălina. Am făcut această prăjitură că e tradițional și vorbiți mai tare. Că e tradițional și toate fetele au făcut tortul și multă frișcă. Această prăjitură conține 7 pungi de făină, 6 linguri de zahăr, 2 ouă, 2 pungi de zahăr vanilat și o linguriță de amoniac. Am frământat aluatul până s-a omogenizat, adică nu mi s-a lipit de degete. După care am curățat 2 kg de măr, le-am răzălit, am făcut cu sorțișoară după gust, 200 de grame de zahăr și 2 plicuri de zahăr vanilat. Și atât. Mai le-am pus în tavă. Da? Și cam cât durează prepararea unei astfel de prăjituri cu măr? Vreo 40 minute, o oră, aproape o oră. Ați mai făcut și altă dată prăjitura aceasta? Da. De multe ori? Nu. Cam de câte ori? De 3 ori. Credeți că v-a reușit bine De data asta? Da. Ce ziceți? Aveți șanse la concursul ăsta? Să sper că da. Da? Da. E o rețetă tradițională? Da. Prăjitura cu măr, rețetă tradițională din Maramureș. Din Sein. Din Sein. Prezentată de? Simon Mădălina. Simon Mădălina. Poate atunci să ne descriuată ținuta. Sărancă. De unde? De unde? Din Sein. Din Sein. Da. Dar Sein e oraș. Nu e așa mare ca și Baia Mare. Și mă numesc.
A făcut o prăjitură cu măr, 100% naturală, cu ouă de casă, făină făcută la moră, merele din grădină. Ingrediente bio. Da. Ingredientă cu. A mea. Am pus 7 pumi de făină, 6 linguri de zahăr. Și cam câte grame are un pumn de făină? Nu știu, că noi luăm așa. Așa, așa. Da. După ochi. După cum? Da. 2 plicuri de zahăr vanilat, o linguriță de bicarbonat și 2. Ce-am făcut aluatul. Între timp am curățat 2 kg de mere. L-am pus cu scorțișoară și cu 2 plicuri de zahăr vanilat și 200 de grame de zahăr brun. Și l-am lăsat la macerat un pic, să se îmbine gusturile. După care am întins în tavă aluatul, am pus merele și celălalt strat de aluat și l-am pus la cuptor. Timpul de realizare? 40 de minute, aproape o oră. Cum le n-ai ales în zahăr fin? Pentru că ți-a ales cu nu știu, așa, aspectul mai. Și când faci foaia mai subțire, nu iese mai netedă, tot așa cu dealuri iese? Da. Așa. Uh-huh. Și ai ales să te îmbraci așa, ca să demonstrezi că și ținuta și prăjitura sunt naturale? Da. Ăsta a fost mesajul. Prăjitura asta cât timp poți să o mănânci? Azi, mâine, până pe duminică cam poți două, să o mănânci? Nu, cu două zile. Duminică nu mai vin, mai vin. Și mai vin. Și mai vin. Cam 7-2 de ore. Bine, la noi cel puțin nu ține 2 zile în familie o prăjitură. De-aia ziceam. Păi da, da, dacă o lași nouă, trebuie să știm noi. Dar noi nu trece chiar așa. Păi, 2-3 zile, așa. Voi înseamnă să vorbește ungurește. Da. Cum îi zice la asta? Da, nu știu. Almarsteista. Tradițională Almarsteista. Eu vreau să te întreb, ai copt-o cu pergament sau direct pe tavă? Nu, am pus hârtie de copt. Da, și un pic de ulei și făină să nu se lângă de fund. Da. De ce s-o negrit? E tot pe gaz. Cum? E tot pe gaz. Mai la electric. Iată. Un excelent produs. Tort de ciocolată, ornat cu 3 trandafiri. Simbolul primăverii, zăpada care se topește și răsar florile. Excelent, excelentă idee. Iată o prăjitură cu mere preparată de Ana Silvia, studentă. Prima mea prăjitură. Prima? Prima. Prima prăjitură? Prima prăjitură. Făcută în viața dumneavoastră. Da. Și cu asta v-ați prezentat la concurs? Fără ajutorul mamei. Ah, da, da, da. Cu aceasta m-am prezentat la produs, la concurs, mă scuzați. Sigur că e foarte bună. Și aștept să văd părerea dumneavoastră. Arată foarte bine, asta e părerea mea. Dar trebuie să ne spuneți cam ce ingrediente ați folosit. O să prezentez. Unt, zahăr, ouă, făină și, bineînțeles, toată rețeta nu se poate spune că e un secret. A, deci ați folosit o rețetă secretă. Bun, și totuși, spuneți-ne câte ceva. Prima dată se pune unt în tavă cu zahărul și merele. Dar nu spuneți în care tavă și care unt, pentru că e secret. E secret, da.
Spuneți mai departe. După care se coc merele, se toarnă blatul. Se prepară din ouă, zahăr, făină și un praf de coc. Restul, surpriză. Surpriză sau secret? Și surpriză și secret. Bine, succes! Mulțumesc! În orice caz, arată apetisan. Și un... Mă numesc Ascarosela, prezint un tort de portocale, este alcătuit din blat, frișcă și, bineînțeles, portocale. Blatul este făcut din 5 ouă, 5 lingurițe de zahăr, 5 lingurițe de făină. Sunt amestecate, sunt puse la cuptor. Tigaia în care am făcut tot este tapetată cu ulei. Sunt lipite felile de portocale de pereții de tigaie. Între timp preparăm frișca cu crema care este în ea, o punem peste portocale în tigaie și lăsăm la rece cam vreo 5-6 ore. Și rezultă tortul. Da? Da? Arată formidabil. Mulțumesc. E prima dată când ați preparat? Da, este prima dată și... Credeți că aveți șanse să câștigați? Să sperăm. Mulțumesc. Arată delicios. Mă întreabă și mă fac eu cum între minuni. Da, dar zic câteva cuvinte despre asta. Hai, ce? Ce e așa de greu? Hai, Mitrache, dar zic. Nu, asta e secret. Ce e secret? Dar zic câte... Nu poți să spui câteva cuvinte? Frișcă. Cum? Este frișcă, este caramel deasupra, este cu ciocolată. Și? Da, bun, și cum? Cum a fost făcut asta? Pe cum ai văzut? Manual. Blatul făcut în cuptor, însiropat, cremă de ciocolată, aranjat, totul e perfect. Și salivezi când îl vezi? Nu. Cum nu? Că salivezi tu. Tu salivezi. Păi înseamnă că nu e bun dacă nu salivezi când îl vezi. Eu m-am săturat deja, că am făcut bun. Deci tu ai salivat deja. Da. Bine. O să-l gust. O să-l gust.